Și în continuare, subiectul numărul 2 de pe ordine de zi, proiectul 90 din 10 martie 2016, prezintă proiectul autorul, doamna vicepreședintele Liliana Palihovici. Stimați colegi, proiectul de lege 90 înregistrat pe 10 martie 2016 este un proiect tehnic care vine uh, să modifice câteva uh, articole din codul familiei. Uh, ajustare tehnică se face în acest și uh, vine să aducă în concordanță prevederile codului familiei cu prevederile legii cu privire la actele de stare civilă. Pornind de la ideea că actele de stare civilă potrivit legii numărul 100 din 26 aprilie 2001 sunt inscrisuri autentice de stat prin care se confirmă faptele, evenimentele, ce influențează apariția, modificarea sau încetarea drepturilor și obligațiilor persoanelor, indiferent dacă aceștia sunt cetățenii ai Republicii Moldova sau cetățeni străini sau apatriți, constatăm că în codul familiei, în articolul 6, 10, 53 aliniatul 6, se atribuie aceste drepturi doar cetățenilor Republicii Moldova, fapt care este în contradicție atât cu prevederile legii 100, cât și cu prevederile articolilor 12 și 13 din codul familiei. Uh, propunerea mea este să uh, substituim cuvântul cetățeni cu uh, cuvântul persoane. Aceasta este și în baza prevederilor. Uh, acordurilor internaționale pe care Republica Moldova le are semnate la această, acest subiect. O altă modificare pe care o propun este la articolul nou al Codului Familiei, care prevede că încheierea căsătoriilor are loc doar în organele de stare civilă, pe când sunt și alte instituții prevăzute prin lege și abilitate să înregistreze actele de stare civilă. Spre exemplu, prin legea 100 se permite și primăriilor, satelor, comunilor unde nu sunt oficii de stare civilă să înregistreze căsătoriile, după care să transmită informațiile către oficiile stării civile. Acest lucru se produce astăzi, iar codul familiei nu prevede acest lucru. La fel, conform legii 100 și ambasadele, consulatele înregistrează actele de stare civilă în afara Republicii Moldova pentru cetățenii Republicii Moldova, însă asta nu este prevăzut de codul familiei. De aceea, propunerea mea este să modificăm prevederile codului civil în care să completăm cu prevederea după oficiul stării civile să adăugăm și alte instituții prevăzute de legislația în vigoare.